Bun găsit, sunt Andreea Cercel, iar dumneavoastră urmăriți astăzi o nouă filă din Oracolul Vedetelor. Am astăzi plăcerea și onoarea să am alături de mine un om pe care bă, atât eu îl îndrăgesc cât sunt sigură că și dumneavoastră aveți o admirație foarte mare pentru el. Un om care făcea și în copilăria mea aceeași, avea aceeași meserie, preocupare și o făcea cu la fel de multă pasiune, determinare, așa cum se întâmplă și în prezent. Un motiv în plus pentru care să fiu onorată că este astăzi aici și pentru care să-i mulțumesc. Pentru că Daniel Buzdugan ne-a călcat pragul. Bună ziua, mulțumesc mult de, de invitație și de cafea. Nu avem unde să beau cafea în dimineața asta și am venit la, la voi aici. Ne bucurăm! <coughs> ne bucurăm tare mult pentru că vrem să aflăm cine este. Uite, chiar așa putem începe. Nici eu nu știu cine sunt. Vă auzim în fiecare dimineață. Oamenii vă urmăresc după ani, 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 ani de zile. Încă vă urmăresc și vă, cred că vă cunosc așa un pic. Au, își dau seama exact un pic cum e omul Daniel Buzdugan, însă poate sunt curios să afle cum e acasă, când e cu copiii, când e cu soția, când nu are camerele pe el neapărat. Chiar vorbeam într-o dimineață, dădeau un mesaj niște ascultători și le-am zis că dacă mă ascultați de atâția ani la radio în uh -huh. fiecare dimineață, asta nu înseamnă că mă știți ca pe tatăl nostru. Exact. Da, cred că e foarte greu să cunoști un om și chiar în situația în care stai în casă cu el, pentru că oamenii se pot transforma. Vremurile în care trăim, greutățile, presiunile care sunt asupra noastră sunt factori care ne pot schimba. Uh -huh. Și e foarte importantă comunicarea Pentru că din lipsă de comunicare se pot produce niște rupturi iremediabile între, între doi oameni care stau chiar în casă Corect. Deci e foarte important să, să povestim, să uh, spunem ce avem pe suflet Cum se zicea pe vremuri Cum ziceau, uh, măi tu ai ceva pe suflet uh -huh, uh -huh. Noi suntem din Moldova și... Uh, mi-am de bunica care în ultima parte a vieții mă întâlneam cu ea și spunea măi Daniel, tu ai ceva pe suflet, dar eu eram obosit venit de pe drumuri, adică de la Iași la în Neamț, acolo unde erau ei și da, mă mai gândeam și la alte lucruri și bunica mă lua la rost tu ai ceva pe suflet, nu pleci de aici până nu îmi spui ce ai pe suflet relația cu cei mai în vârstă decât noi, deși la fel de tineri sunt și ei. Pentru că sunt tineri de toate vârstele. Poți să ai 80 de ani, cum am primit în dimineața asta două mesaje de la, de la niște ascultători, doi bătrânei de 80 de ani, wow. 80 ceva de ani, erau de 50 de ani împreună și povesteau că au spiritul tânăr și ascultă emisiunea și dansează pe muzica pe care o punem noi la emisiune. Ce frumos! Și pentru că... Deci, comunicarea e foarte importantă. Da. Cred că, în afară de 1 plus 1, la școală ar trebui să se învețe comunicarea. Să vorbim cu celălalt copil, cu celălalt coleg care ne-a supărat, ne-a deranjat. Și să învățăm pe copii că un, un coleg care poate este agresiv cu el, un coleg care. Se comportă într-un anumit fel, nu are neapărat ceva cu copilul, ci nu primește atenție acasă, nu primește dragoste, uh -huh. poate părinții lui sunt plecați în altă țară și atunci așa se manifestă. Lipsa de afecțiune la unii se manifestă prin agresivitate. Și nu trebuie răspuns la agresivitate cu, cu pedepse, cu, cu răutate, cu, cu aceeași monedă, cum. Cum, se, cum se practică de obicei. Trebuie deci, să înțeleg că asta este una dintre regulile de bază din familia, din relația, atât cu copiii cât și cu. Da, îi învăț, îi învăț să spună ce au pe suflet. Și copiii învață din atitudinea părinților. Adică, în momentul da, în da. care am greșit, nu mi-e rușine să recunosc. Da, am adică, nu-mi nu cad galoanele, cum se spune, în fața copilului. Uh -huh. Pentru că sunt părinți care spun nu. Tu nu-mi spui mie că eu am greșit, tu nu-mi spui mie ce să fac, nu. Păi deja l-ai blocat, l-ai inhibat pe copil. Trebuie să dai atitudine copilului, să-i arăți copilului că să nu-i fie frică să vorbească în fața tatălui, în fața mamei, pentru că mami și tatii și ei sunt oameni și greșesc. Corect. Foarte frumos. O lecție foarte frumoasă pe care... care Simplă. Dar ce și e simplu e foarte complicat. Exact. E foarte greu. Și care din păcate nu e pusă în practică. Deși trăim în 2024 și ar trebui să... N-ar mai trebui să existe probleme când vine vorba de exprimarea liberă. Și um, sau bariere. văd că e o modă acum dezvoltare personală. Uh -huh. Toată lumea face dezvoltare personală, dar nimeni nu o aplică. Exact. Eu aș face o dezvoltare colectivă, la nivel colectiv, pentru că noi... Poate, unii dintre noi suntem mobilați așa. Adică, ok, am citit, am ascultat ce spun psihologii, ce spun oamenii învățați, dar e foarte important ca noi să îi acceptăm și pe ceilalți din jurul nostru. Pentru că noi, singuri, de unii singuri, suntem ok, poate, dar în colectivitate, vedeți că e un dezastru. Adică, uh -huh. noi, ca și pă, pă, adunare. Noi, românii, în adunare. Da, da, da. Uite, e o poză din vacanță. În vacanță ce facem? Când auzim vorbim românește, fugim. Băi, fii atâta, mai încet ducăți niște români. Exact. E, e... Sau dau și ei tot de români? Te sau... uiți la alte nații și vezi da. că uh, se adună, se susțin, se, uh -huh. se ajută. Nu ai cum să fii sănătos la cap și un popor nu poate fi sănătos dacă nu socializează. Corect. Mă uitam în, în alte țări sudice, unde ne facem vacanțele, pentru că te simți bine. Te duci la Greci, unde merg de vreo 13-14 ani, pentru că avem prieteni care au făcut facultatea la Iași, okay. sunt medici acolo și suntem prieteni de, de o viață, aș putea spune, și. Petrec de obicei în sate, adică nu stau în, în oraș, în, în sate, mergem la, la să prieteni. Descoperiți noștri. Cât mai da, mult... da, da, da. Adică nu, ne-am am trecut de etapa de hoteluri. Uh -huh. Și uh, mergând de atâția ani facem parte din satul respectiv. Adică lumea, știe că uh, în luna august vine familia aia faină din România, uh, pentru că zic așa faină pentru că fără falsă modestie, dar eu fac o imagine bună și sunt mulți români care fac o imagine bună România, în, în, în locurile și în țările pe unde merg să-și facă vacanțele. Am, am adus în România foarte mulți greci. Am, Le-am stârnit interesul pentru că ei mergeau în perioada în care nu culegeau măslinele sau nu aveau treabă pe la hoteluri sau pe la pensiuni, că ei cu turismul din asta scot scot bani și veneau în România și au fost impresionați, pentru că eu le arătam. Uite cât de frumos e la Cluj, uite cum ce avem pe Valea Prahovei, castelul Peleș, cum sunt tradițiile, le puneam muzică românească. Și de multe ori în locurile pe unde ajung, oamenii îmi acolo în, locurile unde fac vacanța vara în, Creta, oamenii când ajung într-un loc, la o cafenea, de exemplu, la o tavernă, zice, bagă tu ceva muzică românească. Și sunt mândru, îți <gătără> dai seama, să auzi pe malul mării la o tavernă grecească, să auzi muzică pe care o dăm noi la, la, radio. Da, oamenii când aud, wow, de 13 ani greci, au să zică, pe păi nu vă plictisiți, mai aveți ce așa să Au zis, așa au zis a, mulți prieteni până au ajuns acolo, că i-am chemat da. și pe ei și am zis, băi, cât de tare, ce frumos e, ce liniște, ce pace, ce normalitate și e impresionant acolo cum uh, vara uh, vin uh, copiii din toată lumea, adică mm -hmm. sunt unii stabiliți prin America prin Australia, în Australia cred că e a doua comunitate grecească după okay. uh, după țara natală și uh, vin și stau la masă cu bunicii, cu cei bătrâni. Adică nu există o ruptură între, între generații. Ei da. preiau sfaturile și ascultă pe bătrâni care stau în capul mesei. Nu e ca la noi, aia, mama, aia, bunic, că ce știi, ma tale, că vremurile s-au schimbat, uh -huh. că nu ai ma treabă cu TikTok, cu Facebook, cu. Uh -huh. Nu, dar învață niște lucruri pe care bătrânii le-au acumulat și ei de la, de la, bunici, de la uh, părinților. Uh, și, na, e o familie foarte importantă acolo și, și la noi a fost până la un moment dat. Dar am uitat să ne mai adunăm pe la mese, știi? Exact. Din păcate spunem mereu că nu avem timp, că viața asta, nebunia asta, din agitația asta... O leacă Cui? de respect, cum se, Acum, în clipa în care, nu știu, mergi pe undeva, pe cineva zice, respect, boss, nu mai înseamnă nimic. Când cineva zice, respectul nu neapărat se spune, respectul se arată. Da, corect. Și revenind un pic la iași. Pentru că acolo v-ați născut și știu că aveți o admirație Bă, Sunteți unul dintre oamenii care clar n-au uitat de unde au plecat Și asta mi se pare fascinant Nu, fascină. pentru că mi-a rămas inima acolo Eu am, am mai zis că am plecat, am plecat de acolo, dar inima mea a rămas acolo Eu chiar vreau să știu ce sentimente v-au încercat când ați dat Practic, în inima a rămas, dar fizic ați dat un pic și pe București și Cum a fost trecerea de atunci? Um, cel mai greu moment a fost în dimineața când am plecat la, la gară. Era un tren pe la 6 și ceva și era o dimineață de noiembrie. O vedeam pe mama plânsă la geam, stătea la etajul 3 așa și ștergea lacrimile. Eu plângeam în mine, nu vreau să mă arăt că, că sufăr. Era o, o, o dimineață așa de, de film, era o ceață groasă, totul cenușiu. Trenul ăla care mă zgâlția și mă Mă gândeam ce o să fac eu acolo, dar până la urmă am avut uh, uh, bucuria de a mă integra și de a uita. Am suferit, uh, că, cred că e aceeași stare pe care o are orice om plecat de acasă. Primele 2, 3, 5, 6 luni uh, suferi, după care uh, uiți. Nu, nu că nu-ți rămâne în suflet, dar te obișnuiești. Și eu având de lucru mult, adică eram la radio dimineața, după vreo câteva luni am început să lucrez și cu Divertis, să filmez la, la Antena 1 cu uh, grupul Divertis. Am fost fermecat, am fost amețit, să zic așa, în momentul când m-au chemat la un fel de casting. Și am, am, luat și urma să joc cu ei pentru că toată copilăria am trăit cu glumele lor, cu bancurile lor, cu scenetele lor și să fie acolo alături de oamenii pe care îi iubești cel mai mult e, e o împlinire pentru orice om. V-ați șognit, nu știu, cu mentalități diferite față de cum era unia și, și cum ați regăsit în București cu oameni. Se spune că moldovenii sunt mai prietenoși decât bucureșteni cu prejudecăți, poate. Da, sunt acele bancuri despre moldoveni, dar care pe mine m-au ajutat că uite așa am făcut audiență, nu? Fiind un moldovean asumat, am n, am n au fost probleme, pentru că ești în acasă. Că ești la București, că ești la Timișoara, că ești la Cluj, că -am zis, m-am zis: "Mamă, așa departe?" Zic: "Ce departe, mamă? Pentru că sunt copii care pleacă peste ocean, pleacă în America." Exact. Păi, sau în, în Australia. Ce, ce să mai. E păcat de Dumnezeu, că imediat te urci într-un tren sau într-un avion sau în mașină, ajungi imediat la, la Iași Sau vine mama la, de o bună bucată de vreme, vine mama la, la București. E, suntem acasă. Noi cei care am plecat din dintr un loc în altul, în, în țară, suntem niște norocoși. Și să fim, cum să zic eu, conștienți, să fim recunoscători, recunoscători. pentru asta. Mm -hmm. E fain. Sunt, sunt românii noștri care au plecat în Europa. Sunt, am văzut la Viena, am fost în iarna și am întâlnit o grămadă de. de... E aproape și Viena, știi că, da, ești la o oră jumate de, de zbor. Mm -hmm. Dar acasă e cel mai bine. Și care este zona preferată de acasă, în afară de ea, și excludem Iașiul, care e zona preferată din România? Am fost de curând, chiar în acest weekend, la Baia Mare, în Maramureș, și mi-a plăcut foarte mult să, să revăd oameni. Și nu știu, cred că ă, oamenii din Maramureș au o lumină aparte pe chip, au o frumusețe aparte. Cu toții suntem frumoși, dar parcă acolo a pus ceva Dumnezeu, nu știu. Și bărbați și femei. Că de obicei spui, mamă, ce femei frumoase. Te duci într-un loc și spui, mamă, ce. Am fost în la Iași, bau, wow, aveam niște femei frumoase, niște fete frumoase, dar la în Maramure și am văzut și m-am plimbat pe, pe străzi și am observat oameni cu chipuri senin Nu zic că nu avea probleme, pentru că dacă o luăm așa, na, cum se zice că câștigi mai puțin bani în, în țară decât în, în București. Dar erau oameni veseli, fericiți Bucuroși, avea o, avea o lumină pe chip Și la, cât, la oră, după oră și ceva când am ajuns în, în București după ce terizat, am aterizat m-am dus într-un loc care Aici în nordul Capitalei unde e un hipermarket unde se spune că a, E ceva un concept store cu alimente unde vin okay. cei mai bogați oameni din România Că locuiesc în zona de nord da, da, da. Noi acolo avem radio Și vedeai că deși erau cei mai bogați oameni cum se spune oameni cu venituri mari, erau supărați, nervoși, erau nu știu, nu cred că din când în când ar trebui să lăsăm un pic capitala și să mergem să vizităm zonele din țară Oradea e un oraș pe care îl iubesc și cred că e unul din cele mai dacă nu cumva cel mai frumos oraș din România pentru că este foarte bine pus la punct foarte organizat oamenii sunt Veseli. Mă uitam într-un top făcut de nu știu ce institut de sondare a opiniei publice uh -huh. și spuneau că Bihorenii sunt cei mai veseli oameni din România. Avem o țară frumoasă și sunt unul din oamenii care se poate lăuda că a vizitat aproape orice, aproape toate colțurile acestei minunate țări. Un exemplu pe care ar trebui să-l urmăm. Și o țară, o țară mare. Și o țară în care poți să te înțelegi. Chiar dacă sunt. România e o țară mare, nu? Degeaba, ne, cum să spunem, ne comparăm noi cu alte, cu America, cu Canada, cu. E o țară mare și vezi că diferențele sunt de accent. Dar în rest, cam suntem, așa, omogeni. Și dincolo de locurile astea frumoase care, într-adevăr, ne aduc un plus semnificativ, vreau să știu cum vedeți România pe ansamblu, cu toate minusurile, plusurile ei în 2024. Cum, ce părere aveți exact despre țara noastră? E undeva... Se duce, e ascendent sau... E... Ar trebui să ne adunăm, așa cum ziceam mai devreme, să, să ne adunăm și să să ne înțelegem, să, să renunțăm la poate ce avem noi mai mult decât alții și nu e de bine, uh -huh. egoul, uh -huh. mândria. Dar nu mândria aia de a fi împreună, nu, mândria de ce am făcut eu, că uite mi-am luat o, o casă nu știu unde, că mi-am luat o mașină, că... Avem nevoie, din păcate, mulți dintre noi, dintre cetățenii acestei țări, au nevoie de confirmări din afară. Poate că atunci când ai un gol, când când nu ai niște valori sufletești, apelezi la valorile exterioare, materiale. Adică casă, mașină, geacă, haine, Uh, pantofi, telefon. Da. Chiar în povestea la, la Baia Mare, o doamnă de la un hotel unde am stat, și că, Doamne, ce. Uh, i s-a părut că. adică, Doamne, sunteți așa de mm, liniștiți și normal Zic, pai da, asta mă face pe mine fericită. Adică, nu pot să joc, să fiu artificial, să joc, să mă dau nu știu cine, că nu sunt. Nu mă consider ceva ieșit din comun, chiar dacă te știe orice om, aproape orice om din țara asta Dar în povestea de oameni de-ai noștri, vin străinii care sunt lasă totul curat în cameră Își pun gunoaici, s-a adunat într-un sejur în la coș La noi vine unul, își pune... La recepție și aruncă cheile pe, pe, pe masa aceea de la recepție, să vadă că e mașină scumpă, și zice, bună ziua, bună ziua, am venit și noi aici, dar îmi faceți și mie un discount? Păi, e un... Pe ce? Pentru ce să-ți fac discount? Dacă ai văzut prețul de la recepție, ai intrat pe Booking sau unde ai intrat tu să vezi cât costă, vii, îți afișezi că ești bogat, că ești un om important, dar vrei discount. Și la final, când pleacă, o lasă haos pe Sau nu plătesc. Sunt, plătesc. sunt mulți care, la final, când le spui că minibarul trebuie achitat, strâmbă din nas și fug prin parcarea. Am prieteni care au hoteluri pe la mare și povesteau că hoteluri care abia s-au deschis sunt unii chiar au și renunțat pentru că au zis că, băi, nu se poate așa ceva. Adică, n-ai cum, nu. Mă durea sufletul că aveau dimineața bufet suedez. Și vedeai că oamenii, deși erau hoteluri de 4-5 stele, oamenii care veneau la micul dejun și umpleau uh -huh. uh, farfuriile. Da. Semn că ei nu aveau acasă sau nu știu ce să înțeleg. Și zice, mă durea sufletul la final, când debarasam, să vezi bucăți de salam nemâncate, dar atinse de celelalte mâncăruri și nu mai puteai de să aruncate, folosești. Da. Adică doare sufletul. Da. Și îmi ziceau că nu știu unde, în ce țară. Există o regulă: Că dacă la micul dejun n-ai mâncat tot, nu-ți dă voie să ieși din sală până nu mănânci tot sau ceva. Okay. Nu știu dacă o fi reală, dar mi se pare de bun simț, știi, să, să ai așa, să nu pui totul la tine în, în familie, în, în, pardon, în farfurie, în traistă. În... Da, e clar că schimbarea trebuie să vină de la noi, prima. Exact, dată. mai ales că călătorim foarte mult afară. Am uh, vorbit cu cetățeni străini care sunt îndrăgostiți de România. Și îmi povesteau că, băi, eu în Austria uh, am un prieten care este austriac, uh, uh, dar are uh, treburi în România, e căsătorit cu, cu o prietenă, ea e uh, româncă, și vin, își doresc foarte mult să-și petreacă timp aici, în România. Și, bai, dar de ce? De ce aruncați voi? În șanț, în pădure, plastic, mizerie, în ape, în lacuri, că știu o grămadă de români care lucrează în Viena, sunt cunoștințe cu el, și care sunt oameni extraordinari. Deci, afară, cum puteți să respectați regulile, și aici, acasă, la voi, care este o țară minunată, cu peisaje de îți taie respirația, să nu, să nu fi cum trebuie. Da, dacă ar fi trei legi pe care ați putea să le promulgați de mâine, dacă ați avea putere, care ar fi acelea? Că tot vorbim de schimbări și de. Prima lege aș, ar fi despre, referitoare la curățenie. Cură, de la, cred că de la curățenie, după, cură, după ce faci. Era acel mareșal american care a spus că dacă vrei să-ți schimbi lumea, începe prin a-ți face curat și patul la tine în, în dormitor. De acolo pleacă. Pentru că a ști să faci curățenie în viața ta, în casa ta, în jurul blocului, în. asta înseamnă o stare de spirit care îți dă voie să visezi, o stare de spirit care îți dă voie să te organizezi. Pentru că te duci acasă. Și vezi că toate sunt alandala, mizerie, pungi, punguțe, lucruri care lasă-le acolo că o să le folosesc eu vreodată, și îți dai seama da, că nu. Da. Haine pe care nu le mai folosești, pantofi pe care îi ții în dulapuri și infunzi acolo și îi baci. Așa se întâmplă și în inima noastră. Să ne imaginăm interiorul nostru ca o casă în care sunt sentimente. Reprimate, sunt suferințe, sunt frustrări care sunt la care nu renunțăm. Deci, prima lege ar fi despre să fie curat. Aș da o lege, aș da niște amenzi foarte mari, cred că sunt aceste legi, dar nu se aplică. Legi în care să plătești mult sau să muncești în folosul comunității. Dacă În cazul în care ai fost prins că ai aruncat uh -huh. deșeuri. Așa? Mai aveți și alte idei? Păi cred că de aici s-ar curăța. În momentul când ai curățenie în jur, cred că ai curățenie și în, și în suflet. Și am așa o ultimă curiozitate cu privire la România, pentru că suntem într-un an în care sperăm la schimbare, e un an electoral și național. Schimbarea, speranța moare ultima, cum se zice, și vreau să știu dacă dumneavoastră mai sperați la o schimbare în bine. Dacă după ce trece anul acesta, credeți că România o să crească cumva? Um, nu știu. Adică, din ceea ce văd, uh, din personajele pe care urmează să le votăm, uh, nu sunt foarte optimist. Mi-aș dori okay. să vedem mai mulți tineri, uh -huh. mai mulți oameni din mediul de afaceri pentru că sunt oameni care au uh, avut emoții pentru salarii, pentru impozite, pentru uh, uh, oamenii pe care au uh, în, în ordine și sunt, sunt, am cunoscut uh, prezentând evenimente pentru companii uh -huh. uh, mari. Am întâlnit uh, uh, CEO, directori. Da. Oameni pregătiți care conduc instituții, firme în care sunt mii de oameni Păi un om care știe să organizeze atât de bine o firmă Cu siguranță ar putea să conducă și o țară Dar din păcate nu sunt Speranța mea vine de la Dumnezeu Când nu ne lasă Dumnezeu că na, suntem un popor credincios Și știi cum e că vede, Doamne, Doamne, că ăștia pe care îi votăm nu sunt în stare, le mai dă așa peste mână și se mai face și voia lui Dumnezeu decât voia uh, găștilor politice. Și pentru că ați adus... în uh, deci adus... Credință. Eu cred că da. prin credință și prin, uh, prin rugăciune uh, vom fi uh, ocrotiți așa de, de, vom de merge Dumnezeu, merge în continuare. De Maica Domnului, din... de, da, nici prea jos, nici prea sus, vom merge așa să. Ne va duce, nu, cum. ne va lăsa Dumnezeu, cum se zice. Știu că aveți o legătură și că tot l-ați adus în discuție și acum aveți o legătură specială așa cu spiritualitatea și ascultam. Da, diferite. sunt un păcătos, un păcătos care din fericire știe că știe drumul. Uneori se mai abate, adică o iau pe delături ca orice om. Dar știu că Singura cale pentru a fi fericit, pentru a fi împlinit, este calea spre Doamne, Doamne Aveți un sfat anume pe care l-ați primit din partea părintelui Vasile Ioana? Um, Mi-aduc aminte de tot felul de, de uh, discuții frumoase și vesele cu părintele Vasile Ioana noi ne întâlneam destul de des că, până la un moment dat, copiii noștri au fost colegi la, la aceeași școală. Adică au fost colegi de clasă. Matei și Maria au fost colegi de, de clasă, da. Uh -huh. Dar de multe ori, când sunt situații pe care, de exemplu, trebuie să le spun la radio, sunt situații, uh, nu știu, despre. Despre ce se întâmplă în viața noastră, despre ce se întâmplă, nu știu, știi, vezi la televizor tot felul de, de, de informații și uneori nu știi de unde să apuci treaba asta. Da, îl mai sunt da, pe da, părintele da, da. și îl întreb cum vede el și mă lămurește. E, e tare blând așa și uh, nu e genul de părinte care să dea cu pumnul masă să vorbească ăsta. Nu, are o blândețe care te te liniștește. l am avut chiar aici în platou invitat și pot să confirm. Chiar mi-a plăcut are mult am văzut, nu știu, făcea cineva referire la o persoană a bisericii și spunea deci, domne, dacă Hristos ar fi vorbit așa răstit, și uh, acru, uh -huh. și uh, sec, și, și răutăcios. Ar fi certat lumea, n -am, fi, n am mai fi avut creștinism în ziua de astăzi. Într-adevăr, nu, nu putem fi ca Hristos. Dar să ne gândim cum reacționa Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu, în momentul în care era pus în niște situații de asta, Adică în momentul când a fost trădat de către Iuda putea să-i spună, păi, nenorocitule, nemernicule, ce ai făcut? I-a zis, prietene, cu o blândețe fantastică. Și dacă fiul lui Dumnezeu a fost așa, hai să încercăm și noi să mai lăsăm de la noi, cum, cum zice românul. Mai lasă și tu un pic de la tine ca să fie bine. Să căutăm pacea mai mult decât uh, dreptatea. Ce frumos ați spus-o foarte. Uh, N-am spus-o eu, am spus-o. Uh, am, grăzit, am, trecut o, am am avut o situație uh, foarte uh, dificilă la un moment dat Și uh, stăteam așa și mă uitam și mă gândeam uh, Era o situație în care trebuia să las de la mine uh -huh. uh, Am citit saltirea pentru că eram foarte supărat, foarte abătut Și o voce din mine spunea Păi tu zici că te duci la biserică, ești un om care duci la biserică nu uh, se poate rezolva problema asta decât rugându-te. Am început să mă rog, și când, la un moment dat, am văzut scris negru pe alb. Căutați pacea mai mult decât dreptate. Că poți să mori cu dreptatea în mână. Îți obții dreptatea în instanță, de exemplu, că multe lume, gata, se uh, uh, merg în, la judecată, merg da. în fața judecătorului, dar dacă ar lăsa un pic de la ei, situația s-ar rezolva. Nu în 5, 6, 10 ani, în timp în care ai pierdut bani, ai pierdut vreme, ai pierdut sănătate, ai pierdut bucuria. Exact, Pentru da. că eu cred că de asta ne-am născut pe acest pământ. Să aducem bucurie celor din jur, pe cât putem, sau dacă nu putem, să nu-i încurcăm și să ne bucurăm. Să ne bucurăm de de, de Tot ce... faptul că ne trezim, da, da. că auzim păsărelele. Din păcate, noi omul modern nu mai aude, că tot e, e un zgomot de fond, e o, e o zăpăceală, nu mai avem timp să. Te trezești dimineața, așa deschizi geamul, chiar observasem zilele trecute că semn de primăvară, că au început să, să, să apară vocile păsărelelor. Uh -huh. Pentru că iarna nu știu ce fac, unde se duc, cum se duc, nu auzi. Dar cum se încălzește un pic afară, auzi voci de, de păsărele. Te uiți la cer, miroși aer, așa te gândești la, la vacanță, poate, și te bucuri. E, e o meditație, nu? E, e ca o meditație, stai așa și. Nu, noi stăm, ne trezim dimineața, unii dintre noi ieșim pe balcon, fumăm, auzim tramvai, auzim claxoane și, din păcate, toate simțurile sunt uh, uh, acoperite de tehnologie, de civilizație ce o mare dreptate aveți și că tot spuneați de instanță că ajungem din orice. Chiar mi-a venit în cap așa un exemplu din zilele noastre când cele două bucătărese celebre s-a ajuns în judecată pentru o rețetă, ceea ce mi se pare stai patru ani consum de resurse, ce înseamnă bani, energie, pentru, pentru un lucru banal până la urmă. Și ați spus niște cuvinte foarte importante și mi se pare... Uh. E bine din când în când să mai fim săraci cu Duhul. Una din cele, nu știu, șase fericiri sau nu, cum, fericiți cei săraci cu Duhul. Multe lume pricepe eronat. A fi sărac cu Duhul înseamnă, nu a fi prost. Băi, sărac cu Duhul, mm -hmm. nu. S sărac în Duh înseamnă a avea sărac în ego. Adică să nu te crezi tu, da. mamă, da. cine sunt eu, păi, nouă, păi, te trag după mine în judecată, te, te, te distrug. Corect. Asta înseamnă să lași de la tine. Uh -huh. E o lecție importantă pe care sper să o înțeleagă cu toții. Dar ar fi, ar fi minunat dacă lucrurile astea s-ar preda la școală să zicem. Uite, la ora de religie în loc să înveți de flăcările iadului și de tot felul de uh, lucruri care sunt în, înfricoșătoare și de neînțeles pentru, pentru copil ar fi frumos ca uh, credința să fie uh, prezentată ca, ca a fi bun. Să fii bun cu, că asta este esența credinței, nu? Să, fii, să faci fapte bune. Să fie învățați copiii la școală, îmi povestea la un moment dat, îmi povesteau copiii mei că la un moment dat aveau în anii trecuți profesori care veneau în clasă și începeau să predea din prima. Adică așa, fără bună ziua, fără da, da, da. hai, gata, începe. Nu, 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 nu. Nu poți să fii un bun. Nu poți să fi un bun profesor dacă nu ești un om bun. Nai cum, nu există așa ceva. E ca și cum mai spune că uh, nu poți să fii un economist bun dacă nu cunoști cum, cum funcționează creierul uman, dacă nu cunoști cum uh, uh, istorie, dacă nu știi ce înseamnă uh, cum, cum reacționează oamenii în diferite etape ale uh, uh, civilizației? N-ai cum să fii, nu poți să fii doar economist sau doar profesor sau, sau doar medic. Pentru că și în medicină îți vine unul la, la cabinet care are tensiunea foarte mare și tu, ma, ești bolnav, ia pastile. Dar poate o lasă cu parașuta. Da. Și a avut uh, emoții puternice mi s-a părut că ceva este ciudat, a ajuns la, la cabinet și tu îl bagi în operație. Nu, trebuie să. E mult mai mult decât uh, uh, să fii disciplinar. Trebuie să trebuie Să cunoști. Suntem, avem atâtea informații și se vorbește de, de dezvoltare personală, de de, uh, creier, de E foarte important să, să cunoaștem cât mai mult din, uh, din ce se întâmplă în jurul nostru. Și pentru că tot ați adus în discuție sistemul de învățământ, știu că în toamna anului trecut ați făcut o schimbare importantă sau nu o să vedem, de a vă muta copiii de la privat la stat și vreau să vă întreb acum jumătate de an. mai, mai, mai de mult, acum vreo trei ani sau da, acum vreo trei no, ani. Anul trecut am văzut că a nu, a, vrut, da, a, întrebat. Tot. Da, uh, am I-am dus în sistemul de învățământ de stat pentru că un copil, oriunde ar fi, trebuie să facă pregătire. Și de ce să dai bani uh -huh. de două ori când el poate să învețe la o școală de stat da. decât să dai, să dai bani să cheltui de două ori și pentru pregătire și pentru. A, a fost așa o, o economie. A... O economie a familiei noastre. Am zis că cel mai bine e să, să ducem copiii la, la școlile de stat și încurajez. Și învățământul privat este, este bun, dar trebuie să, să încurajăm și învățământul de stat. Și cunosc o grămadă de, de profesori care erau la școlile de private și în acest moment au venit să predea în școlile de stat. Deci să înțeleg că decizia a fost una bună, nu. Așteptările au fost undeva acolo. Da, nu? da, suntem mulțumiți și de sistemul de, de stat. Bun, revenind un pic la carieră, toată lumea vă cunoaște de la radio, însă poate ce nu știu încă toți ascultătorii este că aveți facultatea de teatru la bază și sunt curioasă să aflu de ce nu ați făcut mai multe lucruri în direcția aia, dacă v-ați fi dorit. Acum ceva timp să fi. Mi-ar fi plăcut să, să joc. În momentul în care am, am devenit cunoscut, mm -hmm. multul lume zicea: de ce nu dai la. de ce nu, de ce nu vrei să joci într-o piesă de teatru? sau? Mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine să bat pe la porți pentru că n aș fi fost -aș fi, nu știu, consider că n aș fi avut un fel de bun simț, adică te duci bună, sunt buzdugan de la mă știe toată lumea, vreau și eu să joc aici okay. am avut așa un, un sentiment de uh, poate că am poate că am greșit uh, pentru că cu siguranță nu m-aș fi făcut de, de râs pe scenă, uh, aveam încredere în mine, în, uh, în capacitățile de a fi un bun actor dar uh, nu N-am îndrăznit să discut cu regizori, cu directori, cu oameni de teatru care să, să mă primească. Plus că în teatru există... E destul de dificil pentru că pot să fii privit de ceilalți colegi ca vedetă. nu e cazul în cazul meu, dar că sunt un om... De bun simț și nu vin cu uh, cu aroganțe. <coughs> Dar uh, mi s-a zis, adică la un moment dat, <coughs> dacă o să joci, vezi că ceilalți colegi care nu sunt la fel de cunoscuți o să încerce să-ți bage în bețe în roate. Așa este. În, în teatru, din păcate, există multe. Situații. Cam, am jucat o perioadă la și la Iași, uh -huh. în timpul facultății, și dintr-a 9-a până-a 12 am făcut figurații acolo, și la teatru, și la operă, și vedeam, vedeam că există grupuri, grupulețe între bisericuțe, cum se spune, da, da. în teatru, între actori. Deci, cumva, ca să vă oferiți de toate lucrurile astea, ați preferat să. Da, nu știu, așa. Mi-aș mi -aș fi dorit tare mult pentru că a fi actor. Satisfacția pe care o ai uh, jucând pe scândură, cum se spune, pe, pe scenă, și aplauzele de la sfârșit da. nu se compară cu, cu absolut nimic. Într-adevăr. Mi-ar fi plăcut să joc. E o împlinire a vieții că nu am avut uh, ocazia să, să fac teatru. Și așa, ca o ultimă întrebare, vă mai vedeți la radio fără formula Daniel Buzdugan Mihai Morar? Suntem uh, cel mai vechi cuplu, slavă Domnului, și cât odată Dumnezeu să, să reziste C -c cât timp o să mai avem emoție și dragoste, pentru că lucrul ăsta, a, cred că a rezista în, în zona asta, uh, înseamnă să ai uh, multă dragoste pentru cei care te ascultă și să abia aștept să vii la radio dimineața să dai o stare de bine celor milioanelor de, de, oameni care ne ascultă. Dar este Mihai Morar și unul dintre oamenii pe care îi sunați, nu știu, prima dată când aveți poate o greutate, unul dintre ei. Adică e relația aia și după ce plecați din, din studio sau e mai mult. E el acum are foarte mult, este super ocupat, are podcast uh -huh. are conferințele mă mai... și ar fi culmea să-l mai sun și eu noaptea, știi că mă doare, <laughs> mă doare genunchiul meu aici ce să fac Îl sun dimineața, e primul om pe care îl sun dimineața când mă simt uh, foarte rău și nu sunt în stare să mă ridic din pat să vin la radio și dau mesaj și uh, e, e greu cred că sunt situații și când el pleacă, și nu e același lucru, mm -hmm. știi, să mm -hmm. să joci, e ca și cum ai fi pe teren cu, cu cineva, să joci tenis la dublu și să, la un moment dat, după ani și ani de zile, să schimbă partenerul. E greu. Mulțumim. Echipa câștigătoare nu se schimbă niciodată. Exact, și vă urmărim cu drag după atât. Mulțumim. Timp, deci sunteți împreună din 2004. Din 2004, da. Wow! Mulți înainte. Noi vă urmărim în continuare cu... Ca la 20 de ani, nu? Suntem de 20 de ani împreună. <laughs> mulțumim tare mult pentru Eu că ați venit astăzi și o primăvară faină tuturor. Mulțumim. Și, un și an, bucurii. Și un an așa cum plin și de... Și cafeluță. Și cafeluță, da. Întotdeauna cafeluța cu mâna dreaptă. Da. Și de judea. <laughs> Mulțumim, Daniel Buzdugan, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și de această dată, iar până data viitoare vă așteptăm și pe rețelele de socializare.